Agentul șef adjunct de poliție, Manuel Ungureanu, în vârstă de 40 de ani, se îndrepta către serviciu, respectiv serviciul rutier Dâmbovița, pe motocicleta personală. Venea dinspre Mircea Vodă, unde locuia împreună cu familia. În Ilfoveni, la intersecția spre Racovița, un șofer de 38 de ani ar fi vrut să vireze la stânga și s-ar fi încadrat pe contrasens, înainte de a face manevra. Cei doi s-au lovit în plin, iar motociclistul a fost aruncat la câțiva metri distanță pe carosabil. Nu știu. Unde mergea? La muncă? La muncă, da. Mergea cu viteză de obicei, cu motocicleta? Nu știu, nu conducea. Nu el de vină, uitați unde e. Nu știu. Dar nu i-a dat prioritate? Ce s-a întâmplat? Nu cunosc nimic, acum am venit și uitați de acasă. Era un băiat bun. Foarte bun. S-a născut pe drumul ăsta, normal, nu știe perfect. Dar șoferul să nu-l fi văzut? Nu știu niciodată, l-am masculat din somn. De cât timp avea motocicleta băiatul? Haideți! În anii, a avut două, trei motociclete, nu știu. A avut, era. Manuel Ungureanu era de 13 ani în slujba legii. Când s-a încadrat în poliție, a fost șef de post la Comișani, apoi a lucrat la Moreni, la rutieră, iar de ceva timp își desfășura activitatea la Târgoviște, la serviciul rutier Dâmbovița. În urma lui au rămas familia îndurerată și doi băieți, unul de 2 ani, celălalt de 12. Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița transmite sincere condoleanțe și profundă compasiune familiei colegului nostru, agent șef adjunct de poliție Ungureanu Manuel, care a plecat mult prea devreme dintre noi. Acesta a decedat în cursul acestei dimineți, în urma unui accident de circulație produs pe drumul național 71. Șoferul, care se îndrepta spre casă la Bucșani, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște și el a fost rănit în zona pieptului. Eu cred că peste 200. Eu deja eram în staționare, eram oprit pe loc când a venit s-a întâmplat impactul. Deci erai pe loc? Da. Și l-ați văzut cum venea? A venit pe sensul meu de mers din față. Eu eram oprit. Și când l-am văzut pe dânsul că vine spre mine, deja a fost, nu știu, secundă. Dumneavoastră unde sunteți rănit? Unde v-ați rănit? În capul pieptului și la picior. Când s-a dezmeticit după impact, șoferul a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor. Spune că el și motociclistul erau singuri în trafic la acea oră, DN-ul fiind liber. Conducătorul auto nu își explică cum a fost posibil impactul. Unii spuneau că ați fi consumat alcool, ați consumat ceva? Domnule, eu nu consum alcool, mi-a ieșit testul 0-0, nu consum alcool de un an și ceva. Din primele verificări, se pare că un conducător auto, în vârstă de 38 de ani, ar fi circulat pe contrasens, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de colegul nostru. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se efectua cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor evenimentului. La scurt timp după acest eveniment nefericit, tot vineri dimineață, un alt accident cu motociclist s-a produs pe DN71 în județul Dâmbovița, în localitatea Adânca. Un conducător auto de 35 de ani, tot din Bucșani, a acroșat și accidentat ușor la prima vedere un motociclist de 38 de ani din Târgoviște. Cauza producerii accidentului este tot neacordare de prioritate.